Grupul parlamentar al UDMR se angajează în promovarea campaniei de vaccinare. Reprezentanții precizează că, în urma informațiilor false apărute în mediul online, care încurajează societatea să se opună vaccinării, UDMR a decis să acționeze responsabil. Parlamentarii UDMR subliniază că eforturile experților în domeniul medical nu ar trebui plasate pe aceeași pagină cu știrile false, care pe lângă faptul că induc lumea în eroare, creează și o atitudine nejustificată împotriva oamenilor și a științei. Credem că imunizarea reduce consecințele negative ale coronavirusului și astfel protejează familiile noastre și întreaga comunitate de contaminarea cu acest virus. O vaccinare adecvată reduce incidența deceselor provocate de infectarea cu COVID-19. Se arată în comunicatul UDMR. Totodată UDMR îi încurajează pe oameni să profite de posibilitatea vaccinării pentru că aceasta este singura modalitate de a pune capăt pandemiei și de a reveni la viața normală. Parlamentarii UDMR atrag atenția și asupra efectului negativ provocat de informații de tip fake news, și îndeamnă pe membrii comunităților locale să se informeze din surse credibile, și să nu ia în considerare știrile false.